Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face paste cu sos de roșii și gorgonzola. Din roșii, ceapă, ardei, usturoi, gorgonzola și brânză feta, facem un sos delicios pentru paste. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de 100 de grame de brânză feta, 500 de grame de paste, eu am fusilii, dar puteți folosi ori de care doriți, 300 de grame de roșii sherry, o lingură de cimbru uscat, 100 de grame de gorgonzola, un gogoșar tăiat în fășii mai mari, o ceapă tăiată în sferturi, 4 căței de usturoi, 100 de ml de ulei de măsline, sare și piper după gust. Într-o tavă punem roșiile sherry, gogoșarul, ceapa, usturoiul, uleiul de măsline, sare și piper după gust și cimbru. Amestecăm și dăm la cuptor la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când sunt înmuiate. Punem amestecul de legume într-un robot de bucătărie împreună cu gorgonzola și brânza feta. Mixăm cât să formăm o pastă. Gătim pastele într-o oală cu apă care fierbe conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Peste pastele fierte punem sosul și amestecăm bine. Pastele sunt gata, priviți cât de bine arată! Avem un sos cremos plin de aromă. Am servit pastele cu puțin busuioc proaspăt deasupra. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!